ziua și bine ați venit la prima expoziție interprovincială și a județului Prahova, care se desfășoară în orașul Vălenii de Munte. Un oraș frumos, așezat aici cu cei mai mulți și cei mai puternici columbofili din județul Prahova. Vreau să mulțumesc în primul rând județelor care fac parte din această expoziție și aș enumera județul Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Prahova, Constanța, unde reprezintă cei mai buni porumbei din județele și din asociațiile dânșilor, cât și columbofililor din Asociația Crescătorilor de Porumbei Prahova, care au înțeles că este un eveniment fantastic pentru județul Prahova de a organiza un eveniment de o asemenea amploare. Vreau să mulțumesc clubului din orașul Vălenii de Munte, care de altfel este cel mai puternic club din țară, pentru efortul care l-au depus și în special președintelui Năstăsescu Daniel, care mi-a fost aproape pentru a realiza acest eveniment. Vreau să le urez de asemenea succes pentru anul 2015, atât clubului Vălen, cât și tuturor columbofilor care sunt prezenți și care vor fi prezenți astăzi, mâine, până când vom închide această expoziție. Vă urez distracție frumoasă, vizionare plăcută și ne vedem mâine la festivitatea de premiere. Vă mulțumesc, distracție frumoasă, vizionare plăcută. Îl am alături de mine pe președintele celui mai important, celui mai mare club columbofil din România, club care este chiar din Vălenii de Munte. Domnule președinte, spuneți-ne, vorbiți-ne despre clubul columbofil din Vălenii de Munte. Da, trebuie să vă spun că, cum am spus mai devreme, clubul deține 170 de membri. În anul 2014 am plecat la concurs cu 5500 și mai precis 5333 de porumbei. Deci, în altă parte, nu joacă un județ întreg cu acest numeric, că jucăm noi aici la Vălen. La absolut toate categoriile, de la viteză până la maraton. Sunt zburător pentru toate categoriile. De unde această patimă pentru creșterea porumbeilor sportivi în Vălenii de Munte? La asta nici n-aș putea să vă răspund, pentru că am porumbei de când mă știu. A avut bunicul meu, eu i-am preluat de la el și fără ei n-aș putea să trăiesc. Pentru mine porumbei e un mod de viață, numai a depășit de mult o pasiune. Poate fi aceasta și o profesiune, o activitate, o carieră pentru un om? Da, bineînțeles. În ultimii ani, sportul columbofil a cunoscut o mare dezvoltare. Anul acesta, de fapt în 2014, cel mai bun porumbel a ieșit de aici, de la un băiat de la Surani, locul 2 olimpic, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în România. Deci e unica, cel mai bun titlul care l-a putut aduce un porumbel în România. Și acești porumbei, valoarea lor, dacă ar fi fost în vest, sub 100.000 de euro, la noi mai puțin, undeva la jumate. Extraordinar, vorbiți de mii de euro. Deja telespectatorii, nu știu, se vor încinge puțin la auzul acestor sume și la ce poate aduce, nu numai financiar, dar și ca și moral, ca mulțumire, această pasiune. Să nu uităm că în vest, mai precis în Belgia, s-a vândut porumbel cu 310.000 de euro. Un porumbel, un tânăr. Porumbeii pleacă un pui de calitate de la, zic eu, de la 250-300 de euro în sus, mai jos. Dar cum își pot amortiza aceste costuri? Cum pot aduce ei banii proprietarului? Rezultatele. Dacă confirmă și ai rezultate, vei fi căutat și atunci o să ai vânzări, dar eu aș sfătui pe toată lumea, în primul rând, să caute să facă performanță și dacă e să vină și beneficiu, să vină după. Prima dată, să-și pasiune. Avem aici o expoziție cu totul și cu totul deosebită la Vălenii de Munte. Vorbiți-ne puțin despre idee, despre cum s-a născut ideea și cum au fost expuse, oferite vălenarilor posibilitatea de a-i viziona pe acești porumbei. Iată, inclusiv campionul
despre care dumneavoastră spuneți că are o performanță unică în istoria columbofilă a României. Da. Aici găsiți porumbeii din provincia de sud a României, mai precis 9 județe. Cei mai buni porumbei din aceste 9 județe sunt astăzi prezenți la Văleni. Ne-am oferit să găzduim această expoziție datorită faptului că ne-am făcut cunoscuți, zic eu, și că am avut ce arăta. Special Prahova este o forță în lumea columbofilă din România și chiar pot să spun ușor și din lume. Sunt crescători de top, vreau să-l amintesc aici pe domnul Cosmin Olteanu, pe domnul Florin Bilan și mulți ar fi care au pus bazele acestei dezvoltări a județului Prahova. Vorbeați mai devreme despre clubul din Vălenii de Munte și despre cei 170 de membri. Există pasiuni, există rivalități, există prietenii. Cum se adună atâta pasiune la un loc într-un club columbofil? Există și rivalități, dar eu zic foarte puțin. În fond toți suntem prieteni și așa i-am sfătuit de fiecare dată. Tocmai de-aia am și format această familie de columbofili. Eu de fiecare dată am încercat să-i convinc că doar porumbeii, calitatea porumbeilor face diferența și nu, nici de cum alte mijloace de scuze, mă rog, nu vreau să dau exemple, sunt N. Deci, în concluzie, doar porumbeii de calitate fac diferența în acest sport. Dumneavoastră, personal, ce iubiți cel mai mult sau de ce iubiți, care este principalul motiv, această superbă pasăre numită porumbel? De ce o iubesc? Nu știu, eu am spus-o de multe ori, simt că în venele mele curge sânge de porumbel. Și cu asta cred că am spus tot. În cuvinte nu pot să exprim în cuvinte cât de mult iubesc porumbeii. Porumbeii în general, nu neapărat. Deci am pornit de mic cu porumbeii comuni, ușor am început să particip cu ei la concursuri și de ce îți vine și de ce te aduce în față, de-aia îl iubești mai tare și e o satisfacție enormă când un porumbel te face mare și pe buzele tuturor stă numele tău. Aveți o pasăre preferată? Am o pasăre preferată care anul trecut a ieșit campioană la maraton pe județul Prahova și știți cum e, cum v-am spus și mai devreme, de ce vine, de-aia îl iubești mai mult. Domnul Ioan Voicu, un cunoscut columbofil din Vălenii de Munte, ne va vorbi despre această pasiune și hai să zicem despre această activitate. Nu-i zic profesiune, poate este și profesiune, domnule Voicu. Și profesiune în același timp, dacă putem spune. Este un sport pentru mine foarte educativ, din punctul meu de vedere. E în același timp, nu pot să fac o diferență mare între sportul columbofil și celelalte sporturi. Există și aici, trebuie să ai fair play-ul necesar, că dacă nu ai fair play-ul necesar, părerea mea că nu poți să ajungi la rezultate și la tot ce există. Pasiunea o am de mic copil, de la tatăl meu. Deci a fost o muncă continuă și există în continuare. Mă reprezintă cu titlul național și titlul internațional participând la olimpiade. Și nu întâmplător ne aflăm lângă campionul olimpic sau vicecampionul olimpic, am înțeles. Da, vicecampion olimpic. E primul porumbel în istoria României care a adus un asemenea trofeu. Care este? E lângă noi. Da. Crescătorul se numește Stroie Alin Florin. Este din județul nostru, județul Prahova. Și sincer să fiu, ne mândrim cu acest mare trofeu la nivel internațional. Locul 2. Există o legătură de rudenie, am înțeles, între acest porumbel și, ne spuneți dumneavoastră. Da, acest porumbel provine din familia porumbeilor pe care îi dețin eu, la ora actuală. Mai exact, mama acestui porumbel este soră bună cu altă femeie a mea, triplă campioană națională și în același timp participantă la Olimpiada din 2010, Poznan, Polonia.
Deci funcționează și aici pedigriul acela. Absolut, deci absolut. Mai exact, familia ce înseamnă? Mama. Și mama este în același timp, bunica lui este în același timp mama la doi olimpici, da? Alt porumbel de nume, care este străbunică, tot din așa, este a crescătorului Tudor Cătălin, care activează tot în clubul Vălenii de Munte. Este colegul meu, care la rândul lui este campion național, care a fost campion național la anul trecut și participând la Cupa Europei de Vest, Dortmund. Deci, ce să vă spun, e o familie care a dat nici mai mult, nici mai puțin, 4 porumbei care au reprezentat România la nivel internațional. Cât trăiește un porumbel și cât se află el în activitatea maximă de performanță? Porumbel, mai exact, e foarte greu de descris cât poate să trăiască. Depinde cât de solicitat poate să fie și nativ, exact ca și oamenii. Perioada lui de vârstă este cuprinsă undeva, media bănuiesc, undeva la 15-16 ani. Dar, spre exemplu, un porumbel care a participat la concursuri la așa, îi scade nivelul sau în funcție de cât e solicitat la reproducție. Dar sunt anumite elemente care e greu să descriem exact cât ar putea. Eu, spre exemplu, dețin la ora actuală un porumbel care anul ăsta împlinește 20 de ani. Este major, practic, dacă facem o asociere. Da, e un porumbel importat din Olanda. Mai precis, mai exact din anul 1995, deci anul acesta împlinește frumoasa vârstă de 20 de ani. Cât sunt ei în activitatea maximă? Deci în activitatea maximă, ținând cont și de zona pe care o avem, că e foarte important și lucrul acesta, că avem o zonă vitregă din punct de vedere al reliefului, se duce undeva la între 1 și, hai să zic, 5 ani, dar 5 ani cu reținere, cam la 4 ani. Datorită repitoarelor, traversând zona de munte și astea, în general campionii ce se întâmplă? Ei cei care conduc stolul, în general porumbelul, păsările sunt păsări de stol. Și cei care sunt cei mai bine motivați și astea sunt pericole iminente pentru răpitoare. Deci primii care se desprind, ăia sunt atacați. Cum se desfășoară un concurs columbofil? Un concurs columbofil se desfășoară. Există un centru unde ne strângem absolut toți membrii columbofili. În momentul când ne luăm un bon de ordine, ne așezăm cu pliantele de porumbei. Există comisii, una, două, trei, în funcție de numărul pe care îl avem. Se înregistrează, după care fiecare se retrage la, după ce se termină de fapt clemarea porumbeilor, vine mașina, sunt comisii care îmbarcă porumbei și după aia urmează capitolul celălalt, lansare. Cum se face? Sunt transportați undeva? Da, sunt transportați în mașini speciale cu șoferul și delegatul respectiv, care delegatul are rolul de a proteja și a urmări traseul și locul lansării. La locul lansării se întâlnește cu alt delegat care se încheie un proces verbal asupra locului de lansare cu sistemul de sigilare, că în momentul când mașina pleacă pe traseu, boxele sunt sigilate, acolo delegatul respectiv constată că totul e în regulă și e ok, se încheie un proces verbal, după care se poate lansa porumbei. Ce înseamnă lansarea porumbeilor? Eliberarea lor, simplu. Sunt mai... se desfac ușile și se eliberează porumbei. Mai multe echipe, mai multe stoluri. Absolut, acolo se împart în mai multe. Cei mai bine și în formă porumbei și cu caracter de învingători vor ajunge primii și aia vor fi câștigătorii și pormă restul. Unde ajung ei? Unde ajung? La destinația fiecărui crescător.
Deci se întorc acasă. Se întorc acasă. Unii se întorc, alții nu se mai întorc. Deci sunt și... E și varianta să nu se întoarcă. Și astea sunt cele mai frecvente. Deci nu... Cum se măsoară acest timp? Acest timp se măsoară, sunt... Fiecare crescător are o distanță a lui pe crescătorie, măsurate cu sisteme gen GPS, deci sisteme performante, care aceste sisteme fac parte și din cadrul armatei, aviației și tot ce... Deci tehnologie de ultimă oră, avem ceasuri constatatoare electronice, majoritatea, care înregistrează electronic. Ce înseamnă sistemul electronic? Porumbelul are pe unul dintre picioare un chip, așa îi spunem noi în termen columbofil, acel chip are un senzor, el când vine acasă se așează pe trapa unde intră în crescătorie, în compartimentul respectiv, după care e înregistrat pe ecran ora, minute și secunde. Care sunt distanțele pe care le parcurge până acasă într-o cursă? Distanțele sunt între 100 și 1000. De kilometri? De kilometri, da. Exact ca la atletism. Sunt atleți care concurează la 100 de metri, la 500, la 1000, la 10.000. Același sistem este și aici. Deci ei pot parcurge inclusiv mai multe țări, mai multe state. Absolut, absolut. Deci am avut la sări din Cehia, mai bine zis din localitatea Praga, care eu, crescător de la Valenii de Munte, am o distanță de 1024 de kilometri. Aerian, linie dreaptă, să ne înțelegem. Deci... Au porumbei acel GPS, acea busolă exactă de a se întoarce, iată, de la 1000 de kilometri acasă? Aici totul depinde de crescătorul pe care îl antrenează, crescătorul pe care îl îngrijește, structura lui, corpul lui, voința lui. Care este următorul concurs important care va avea loc? Păi următorul concurs important care va avea loc, deci concursuri care vor avea loc, deja numărătoarea invers a început. Primul concurs va avea loc pe data de undeva la 26 aprilie, sfârșitul lunii aprilie, care începe cu categoriile de viteză, că în sportul columbofil sunt categorii viteză, demifond, fond, mare fond, maraton. Acum fiecare crescător își alege categoria care constată el că poate să o câștige. E foarte greu să particip la toate categoriile odată. Deci lucrurile nu par atât de simple pe cât să cred în sportul acesta. Vă urăm succes și să aveți mai multe asemenea cupe și diplome. Mulțumesc la fel. Sunt din orașul Băicoi, județul Prahova, un crescător de porumbei de mic copil. Mi-au plăcut, am plăornit cu porumbei de ornament, acum am trecut la porumbei de curse. Trebuie să fim foarte atenți cu ei, începând de când ei se reproduc. În perioada de iarnă, porumbeii trebuie să fie foarte bine pregătiți pentru anul care vine. Mulți îngrașă pe ultima 100 de metri, ceea ce e cam dificil. Porumbei, cum îi scoatem din iarnă, așa avem și în primăvară. Hai să introduc tot felul de tratamente, intervin tot felul de tratamente. Aș vrea să vă întreb, să ne povestiți așa, cam ce înseamnă creșterea unui porumbel de la stadiul de ou, așa, da. De pui. Da, păi perioada lor este de 21 de zile, se reproduc, la o săptămână după aceea intervine perioada de inelare, cum spunem noi, îi marcăm cu un inel care îl poartă pe viață, după care ei încep ușor-ușor să crească, datorită și atenției pe care le acordăm, unii mai frumoși și alții mai răi, depinde cum avem și noi pretențiile. Mă întorc la acel stadiu de pui, clocirea are loc în dispozitive speciale sau noi înțelegem un cuib, o cloșcă? Sunt sisteme speciale pentru... Boxe le numim noi, unde ei depun, acolo și clocesc o perioadă, după care
puișorii ies, au o perioadă de 3-4-5 zile când ei primesc un lapte, lăptișor de matcă, cum se spune așa, după care la 6 zile încep să crească cu semințele pe care le dau părinții direct, deci hrănirea este pe cioc, la 15-18 zile încep să mănânce singuri, să ciugulească, după care devin maturi, să zicem, și se hrănesc singuri. Există o anumită perioadă din an în care ies ei din ou? Da, în special când este un pic de căldură. Mulți deja i-au împerecheat, de exemplu, suntem în februarie și deja i-au băgat la pereche, în 10 zile, 14 zile, deja ei încep să reproducă, să scoată ouă, după care perioada de clocire, v-am spus 18 zile, și urmează ecluzionarea să iasă puișorii. Dar sistemul diferă. Sunt persoane care au un sistem anume, alții în funcție de posibilități. Nu există o regulă. Cuibare speciale, să zicem, pentru ei, căldurică. De ce temperatură au nevoie ei iarna? Iarna. Sunt persoane care le amenajează sistemul de căldură, alții las la natural, exact cum e afară. Alții chiar nu le închid mai deloc crescătoria, îi lasă să simtă gerul, cum se spune. În opinia dumneavoastră, care e cea mai bună variantă? Natural, cât mai natural. Depinde și ce anume vrem să facem, dar pentru reproducție e bine să nu le schimb mediul, ca la orice alt animal. Am ajuns la porumbelul tânăr sau matur. Ce urmărim vis-a-vis de hrană, vis-a-vis de sănătatea lui? Contează foarte mult dezvoltarea lui și dezvoltarea se leagă de sănătate. Deci există ca un lanț, toate se leagă între ele. Dacă el este sănătos de mic, crește foarte bine, se dezvoltă musculatura și osatura pe el, după care intervenim noi și începem să le dăm, să-i ajutăm să fie sănătos, să mențină sănătatea. Cum se antrenează un porumbel pentru curse și cum se selectează acel porumbel care va participa la curse, care are o alură de campion? E greu să-l depistăm pe ăla, mai ales de pui. Selecția se face la coș, cât mai multe curse selectează, pentru că nu toți rezistă atât de mult, iar antrenamentul, în funcție de crescător. Cel mai bun antrenament este cel în jurul crescătoriei, să zboare cât mai mult, acolo să și dezvoltă, să și orientează în același timp. Și noi mai nou, acum am intervenit cu antrenamente secundare, cum le spunem noi, în cursul săptămânii special. Îi ducem să învățăm traseul respectiv. Cu ce se hrănește un porumbel campion și dacă din când în când necesită, nu știu, medicamente, alte produse de genul ăsta? Mâncare. După posibilități fiecare, există diferite, o gamă foarte diversificată de produse și mâncăruri și special medicamente, să spunem, sau energizante, sunt foarte multe. Acum, nu, sper că nu doping. Să știți că există și doping. Doar că la noi încă nu sunt interzise. Dar există. Adică, de exemplu, dacă dai o glucoză sau ceva mai mult bogat în glucoză, dă un pic de energie, un plus. Da, exact ca și la om, când bea un pahar de șpriț, parcă se simte mai viteaz. Campionii beneficiază de un tratament preferențial? Mă gândesc la gladiatorii care aveau parte de diverse delicii, știu eu, o hrană mai bună, băutură. Da, teoretic după ce este campion, trebuie să-l îmbunătățim un pic. Nu, ideea este că noi încercăm să scoatem un campion, dar până îl descoperim, durează. Și e bine să-i tratăm pe toți la fel. Când vedem un porumbel care începe să scoată capul în termenii noștri, columbofili, atunci e bine să-i acordăm mai multă atenție, pentru că acela poate să fie chiar campionul. De multe ori, tratând și încercând să motivăm la grămadă, e posibil să treacă norocul pe lângă noi. Dar după aceea e bine să tratăm campionul, să-i dăm ceva aparte, să-i îl recompensăm cum ar veni. Ce obiective vă propuneți dumneavoastră? Anul acesta să obținem rezultate mai bune ca în 2014 și să facem performanță ca să ajungem la Olimpiadă. Sala de sport Stelian Manolescu este o gazdă primitoare, asigură condiții optime pentru desfășurarea primei ediții a expoziției Columbofile, organizată de Asociația Crescătorului de Porumbei din județul Prahova.
Dragii mei, ne aflăm la sediul Asociației CRP Armonia Vălenii de Munte, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vălenii de Munte, alături de președintele Constantin Săvulescu. Domnule președinte, Asociația CRP Armonia Vălenii de Munte este una dintre casele de ajutor reciproc de anvergură din județul Prahova, dar nu numai, cu o activitate intensă, să spunem. Am constatat-o și noi astăzi când am venit în vizită aici la dumneavoastră. Prezentați-ne în câteva cuvinte ce înseamnă CRP Armonia. Asociația CRP Armonia Vălenii de Munte este înființată, a fost de fapt înființată la 25 iunie 1956 de către un grup de 53 de membri, având drept scop ajutorarea pensionarilor în vederea acordării de împrumuturi rambursabile și ajutoare nerambursabile. La data de 25 iunie s-au ales și primele organe de conducere și control, s-a aprobat primul statut al asociației și, bineînțeles, prima hotărâre, care își prevedeau câteva lucruri foarte importante pentru timpul trecut. Revenind la zilele noastre, că n-are sens să spunem ce... Aș vrea doar să fac constatarea că este una dintre instituțiile care și-au dovedit funcționalitatea atât în regimul comunist, să zicem, cât și în această perioadă, ea funcționând după niște principii economice, iată, viabile. Corect. Și aș vrea să completez la ceea ce a spus dumneavoastră și e de reținut faptul că asociațiile pensionarilor, casele de ajutor reciproc, s-au înființat de prin 1907 și în întreg acest interval, ele niciodată n-au dat faliment. Deci, vreau să vă spun că au fost niște asociații viabile, care au fost coordonate și conduse de oameni pricepuți, iar acolo unde, și aici au mai fost și păduri fără uscături, nu se poate, unde au fost schimbați. Revenind la zilele noastre, asociația noastră are la ora actuală peste 29.000 de membri, din care 25.000 membri cu drepturi depline, respectiv pensionari, și peste 4.000 de membri asimilați din rândul salariaților și, în mod deosebit, am acceptat să-i aducem lângă noi pe salariații primăriilor din teritorii și ai Consiliului nostru local de aici, ai primăriei de la Vălenii de Munte, și s-au strâns în decurs de 2 ani și jumătate peste 4.000 de membri asimilați. Casa noastră, deci, se întinde pe teritoriul fostului raion Teleajen. Avem 31 de sucursale teritoriale cu un procentaj, aș putea să spun că reprezintă cam 80% din membrii casei noastre. Iar la nivel orășănesc avem sucursala noastră, filiala de la Vălenii de Munte, și mai avem o sucursală la Slănic Prahova, și ele, cam 20% din totalul efectivului, îl reprezintă cele două sucursale. Aș vrea să vă mai spun că la fiecare sucursală teritorială noi avem câte un casier zonal, șef de sucursală, care reprezintă mâna noastră prelungită în teritoriu. Ei sunt cei care recrutează noi membri, ei sunt cei care fac contracte de împrumut, ei sunt cei care acordă ajutoare, vin la noi și tot ei, și ei dau membrilor noștri împrumuturile care sunt destul de consistente. Aș vrea să vă spun că în 4 ani de zile noi am acordat peste 59.000 de împrumuturi și suma totală a împrumuturilor a fost de vreo 100 și vreo
dacă rețin eu bine, vreo 137 de milioane de lei. În bani noi vorbim. Ce pot să vă mai spun? Pe lângă împrumuturile, noi la ora actuală să știți că avem și un fond social. Nu e niciun secret să ne ascundem. Avem un fond social de 42 de milioane 880 de mii de lei. Este vorba de cotizațiile membrilor noștri, celor 29 de mii de membri. Și am crescut în acest mandat de la, având în 2011 un fond social de vreo 21.841 la 42.000. Deci avem cam 1.527 de lei pe membru pensionar și 1.244 de lei pe membru asimilat. Ce am reținut că aceste puncte de lucru practic îi scutesc pe oameni de drumuri spre Vălenii de Munte, ei putând face aproape toată activitatea acolo în cadrul acestor puncte de lucru care se află în localitatea lor. Da, aveți dreptate. Noi am creat, ne-am coborât. Deci am adus îmbunătățirea acestui lăcaș, că arăta altfel. Și am băgat o serie întreagă de valori ca să-l aducem în, și nu puteam să-i aducem pe toți la Vălenii de Munte. Vedeți, numai cei care sunt din Vălenii de Munte și uneori între 15 și 25 ale lunii se calcă pe picioare. N-au loc să își achite cotizațiile, contribuțiile și ratele la împrumut. În fiecare sucursală, în fiecare comună, deci avem sedii pe care noi ne-am apucat și le-am adus îmbunătățire. Am separat casierii zonal de restul publicului, printr-o firmă am montat niște panouri termopan cu ghișeu care să vină omul să nu mai ia contact cu casierul nostru. Într-un fel îl păzim să nu fie nici furat și cât de cât am dotat sucursalele respective, toate sucursalele cu case din fier făcute, deci confecționate la o firmă agrementată din București. Nu-i spun numele, că s-ar putea să... Să tăiem factura la... Să tăiem factura la dumneavoastră. Da, casă de fier cu peste 400 de kilograme bucata. Ne-a costat în jur de vreo 75.000 de lei și deci și păstrarea valorilor bănești se face în condiții normale. Împrumuturile sunt avantajoase de bună seamă pentru că oamenii apelează, așa cum ați spus dumneavoastră, ne-ați dat niște cifre impresionante cumva, apelează la aceste împrumuturi, înseamnă că le convin termenii și condițiile împrumuturilor. Ce pot să vă spun este că de la 1 iulie 2014 am introdus o nouă grilă a împrumuturilor și acordăm împrumuturi cu dobândă zero pentru prima dată membrilor noștri pensionari ai casei, numai pensionarilor, care au venituri pensii de până în 600 de lei și o singură dată pe an le acordăm 1000 de lei fără niciun fel de dobândă. Să venim în sprijinul lor. Avem dobânzi foarte acceptabile, poate cele mai bune dobânzi din sistemul caselor de ajutor reciproc, cu 3,5% dobândă pentru toți membrii casei care își fac împrumuturi în limita fondului social și vreau să vă spun că avem membri care au chiar și 7.500, 8.000, chiar avem câțiva membri cu peste 35.000 fond social, care primește și bonificații. Bonificații în sensul că în ultimii 4 ani am acordat, deci un fel de dobândă la fondul lui, mai mare decât la bănci, ceea ce au început unii să scoată banii de la bancă și să vină cu ei la noi și noi am hotărât că vin, dar nu sunt sigure dobânzile la noi în totalitate în fiecare an. Am dat 5 și 6% dobânzi. Și unii au venit cu banii de acasă și de la bănci, au scos și au depus la noi aici. Dar vreau să vă spun că mai avem și dobânzi, deci cu 3,5 cei care iau în limita fondului social împrumuturi și cu maxim 7%
dobândă anuală și împrumuturile se acordă pentru maxim 24 de luni. Au fost, am avut adunări generale în teritoriu în semestrul 2 anul trecut și au fost propuneri în care să ridicăm și plafonul fondului la 15.000 de lei și numărul de rambursare a ratelor la 36. Însă, deocamdată, n-am ajuns la un consens. Instituțiile bancare, instituțiile care acordă împrumuturi, au probleme în perioada asta cu rambursările acestor împrumuturi. Care este situația la dumneavoastră? Sunt asemenea probleme? Spun că și la noi avem probleme, dar nu alarmante. Spre exemplu, noi avem prin stat, prin legea 540 pe 2002, prevăzut un pasaj în care se spun că se specifică aceste contracte de împrumuturi sunt constituie titlul executorii. A venit cineva și a modificat legea respectivă. N-aș da să fac speculații, că să știe de ce s-a modificat în interesul unor, chiar a unui parlamentar. Nu îi zic numele, a cărei soție este executor judecătoresc și noi putem să facem executare silită doar prin instituția executorului judecătoresc. Nu mai putem să facem altfel, până în prezent făceam prin casele județene de pensii, care și ele își luau un comision de 3%, dar prin legea respectivă, care noi suntem în dezbatere, în discuții permanente. Legea respectivă a trecut de guvern, deci a fost o lege a guvernului, a trecut de senat, s-a aprobat, a ajuns la camera, deci de camera deputaților, care e forum decizional și nu și zace acolo și în regim de urgență. Așa că ce am început? Am început să-i scoatem pe toți cei care au făcut contracte de împrumut și al cărui termen a expirat. Deci s-a făcut omul pe 10 luni, la 13 luni de la data, deci a 3 luni după expirarea termenului, începem, facem formele pentru executorul judecătoresc. Dar ca să ajungă să fie executat, trebuie să meargă la judecătoria locală, să cerem, să ducem dosarele respective, plătim o taxă de 20 de lei, după aceea le dăm executorului judecătoresc, care mai plătim încă o taxă la el, un onorariu al lui de 50 de lei, că așa am convenit, alții plătesc mult mai mult, și după aceea începe să-i facă dosarul, trimite la Casa Județeană de Pensii și s-ar putea ca să ajungă să onorarile și tot ceea ce solicită executorul judecătoresc și în funcție de valoarea creditului nerambursat, să coste mai mult decât ar trebui să recuperăm noi. CRP Armonia are și alte activități, în afara acestei activități de bază care o constituie împrumuturi. Da, aveți dreptate. Noi avem și acordăm și ajutoare nerambursabile, care iar este o activitate socială. Acordăm ajutoare de solidaritate membrilor cu situații, spun eu așa, materiale precare. În ultimul an n-am dat prea multe, chiar asta este o problemă pe care o ridicăm acum la adunarea generală, că oamenii nu vin să ceară. Dacă nu cer, nu le dai. Am dat în anul 2014 174 de astfel de ajutoare în valoare de 27.800, dar pe total mandat am dat în jur de 557 de ajutoare la 68.500 de lei. Am dat și ajutoare excepționale, care în total au fost de 281.000 în valoare de 71.000, ajutoare compensatorii pentru proteze dentare, ortopedice, aparate auditive, implant de cristalin și neoplasm. Aici am dat vreo 1816 ajutoare în valoare de peste 343.000. Alte ajutoare compensatorii pe care le acordăm este le acordăm celor care merg să se trateze în stațiuni balneoclimaterice,
și cu bilete prin casele județene și pe cont propriu care stau cel puțin 10 zile. Și am dat vreo 1676 de ajutoare, vorbesc pe mandat, de peste 202.000 lei. Am mai dat și ajutoare speciale la 50 de ani de la căsătorie, am dat și la 100 de ani de viață, că avem și din aceștia, în ultimii 4 ani am dat la vreo 20 de membri care au depășit, care au făcut 100 de ani de viață și au și depășit. Unii avem acum un membru care are, numai unul mai avem, care îl știm noi, are 107 ani și încă este în viață. Mulți înainte, doar. Am mai dat și alte ajutoare. În total, noi am acordat un număr de 9613 ajutoare în mandatul care se expiră anul acesta, în valoare de 3.268.596 de lei. Spun 3 milioane, deoarece ajutorul pentru deces este destul de amplu, să spun așa. Noi am dat 2.479.000 numai pentru deces. Ne mor anual cam 850 de membri. Pe lângă ajutoarele respective, noi ce am mai făcut? Vreau să vă spun că am organizat diferite acțiuni împreună cu Consiliul Local și prin bunăvoința primăriei și a domnului primar am organizat și am sărbătorit împreună Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Este pentru al treilea an când îl organizăm împreună. Am eveniment pe care l-am mediatizat și noi Da, mediatizat și dumneavoastră. Vreau să vă mai spun că am cumpărat un apartament în orașul Vălenii de Munte pentru a-l transforma. L-am reabilitat și transformat în cabinet medical. Avem propriul nostru cabinet medical. L-am reabilitat din ce a fost și am transformat un cabinet medical modern. Am încadrat un asistent, avem un contract de prestări servicii cu un medic specialist în ecografii. Avem poate cel mai performant ecograf și o ecografie la noi pentru un pensionar este 30 de lei, pe câtă vreme la alții ajung la 100 de lei și avem foarte mulți chiar din teritoriu care vin să-și caute sănătatea la cabinetul nostru medical. Mii de oameni au venit până acum ca să-și caute de sănătate. De asemenea, am cumpărat în orașul Slănic un apartament cu 3 camere, care l-am transformat în sediu sucursale, deoarece Slănic-Prahova, deși este un oraș, eu acolo am crescut mai mult, un oraș care putea să ne ajute mai mult, prin primăria actuală nu ne-a ajutat cu nimic, aveam un sediu al sucursalei undeva prin spatele fostei primării, într-o maghierniță, oricând pus în pericol să fie atacat casierul, că colectează valori. Și atunci ne-am gândit și am cumpărat și am transformat în sediu după toate regulile. Când veți merge pe la Slănic, puteți să-l și vizitați cu absolut toate dotările. Am făcut și un mini-club la Slănic, acolo avem și o cameră de oaspeți pentru cei care vin și stau o zi, două la Slănic, să aibă unde să duce. Ce am mai spus? Aveți un club activ și aici în Vălenii de Munte? Avem și aici în Vălenii de Munte un club destul de activ, aș putea spune, pentru activitatea de socializare a membrilor noștri, Asociația Carp Armonia dispune, prin bunăvoința, că întotdeauna trebuie să arăt că asta e realitatea, n-am fi avut, până la a veni în funcția de primar domnul Florin Constantin, n-am avut atâta căutare și nimeni nu ne-a cam băgat în seamă. Am primit un spațiu pe care l-am transformat în clubul seniorilor, unde ca metodist avem o doamnă fostă inginer și ajutată de soțul doamnei profesorul Pleișanu Aurelian, desfășoară o activitate laborioasă la ceea ce sunt nemulțumit, faptul că oamenii noștri încă n-au prins dragoste, dar merge
cât mai mulți. Poate nici noi n-am făcut tot ce trebuie pentru clubul acesta. Și acum chiar am și hotărât în Consiliul Director de luni ce a trecut să cumpărăm noi o plasmă pentru clubul respectiv, pentru că oamenii se mai duc, când sunt meciuri, când sunt... Dar, în genere, cam 20-25 de mai ales femei și bărbați se duc. Recent am avut și întreceri sportive. Recent, spun acum, este la, pentru prima dată când facem un tur-retur cu membrii clubului seniorilor de la Humărâciu. Și în prima etapă la ei și în a doua etapă la noi, nu facem un de-asta laudă, i-am surclasat, cum s-ar spune. Dar ce sport? Ce sport? La șah. Deci la șah. Și am mai avut o întâlnire, Cupa Armonie și Speranță, pe care m-am pus de acord cu președintele de la Pucioasa și i-am invitat pentru prima dată la noi aici, pe cei de la Pucioasa, și au câștigat. Am zis, așa e bine, să fii gazdă, să le dai posibilitatea să te bată. Ne-am dus peste două săptămâni la dumnealor și i-am deznodat acolo, adică am mâncat bătaie urât de tot. Vreau să vă mai spun că la clubul respectiv se citește presa, se fac vizionări la televizor. Acum vrem, ne-am gândit să vedem, poate găsim să înființăm un curs, să învățăm pensionarii noștri să umble cu calculatorul și să poată să intre și ei, să ia legătura cu nepoților care sunt plecați prin străinătate. Sunt multe lucruri care pot fi realizate împreună. Domnule Constantin Săbulescu, domnule președinte, constatăm că aici, în Văleni și în împrejurimi, pensionarii au și posibilitatea să socializeze, iată, au și diverse beneficii în cadrul acestui CRE în care se reunesc ei. Este și o formă, într-o perioadă în care abandonezi activitatea, practic, pe care ai avut-o, de a intra într-o astfel de asociere, una dintre foarte puținele forme de asociere și de socializare pe care societatea românească le oferă pensionarilor. Ne bucurăm că v-am găsit sănătoși, vă dorim în continuare sănătate, la mulți ani, aveți între dumneavoastră veteranii pe care îi vedem și noi la diverse manifestări, iată, ne spuneați, trecând de centenar. Și vă dorim o viață frumoasă atât dumneavoastră, colegilor, cât și membrilor ce are pe Armonia Voluntară. Nu vreau decât să vă mulțumesc și să vă fac invitația, dacă aveți posibilitatea, în 12 martie, când e dată de bilanț, unde tot la sediul Centrului Cultural, avem adunarea generală a reprezentanților din cele 31 de sucursale și filiala Vălenii de Munte. Cred că nu putem rata momentul. Cum doriți, noi vă așteptăm cu drag.